Domnule deputat, sunteți la al treilea mandat, unul din veteranii brașoveni, parlamentari din Brașov. Așa este, mulțumesc. Impresii, a doua zi? Este a doua zi, sunt vicepreședintele Comisiei de Validare. În ziua anterioară am ridicat o excepție privind invalidarea mandatului unui deputat, a fost respinsă. Astăzi Comisia de Validare se reîntrunește pentru a analiza alte sesizări cu privire la deputații ce urmează a fi validați și continuă depunerea jurământului. Eu sper ca astăzi să se constituie și comisiile de specialitate, astfel încât de săptămâna viitoare să putem începe lucrul în sensul de a discuta despre propunerile de miniștri și de a aproba sau a respinge aceste propuneri. Mai aveți emoții după al treilea mandat? Nu. Nu mai am emoții. Bine, mulțumesc.